O șicanare în trafic s-a lăsat cu rețineri după ce au provocat pe șosea. O șoferiță și rivalul ei s-au luat la ceartă într-o benzinărie din Pitești. Tânăra și-a chemat în ajutor frații care au ajuns într-un suflet și l-au bătut bine pe șofer. Polițiștii i-au identificat pe cei doi bătăuși și i-au reținut pentru 24 de ore. Scandalul a plecat de la o șicanare în trafic. Apoi, disputa a continuat într-o benzinărie, unde tânăra ar fi vrut să-i dea o lecție șoferului, așa că și-a chemat frații în ajutor. Fără prea multe discuții, cei doi s-au năpustit asupra bărbatului și l-au luat la bătaie, după care s-au făcut nevăzuți împreună cu sora lor. Femeia are însă o altă variantă. M-a oprit, a bătut cu mâinile picioarele în geam, a început să mă amenințe, eu fiind cu copilul în mașină, n-a fost prea plăcut. Nu l-au lovit rău, a fost o chestie de un impuls pe moment și atât. Victima a făcut plângere la poliție, iar anchetatorii au reușit să dea de urma bătăușilor la 20 de zile de la incident și i-au adus la audieri. Oamenii legii au aflat că cei doi frați au 25 de ani și locuiesc în orașul Pantelimon. V-a chemat sora voastră că a agresat-o în trafic? Polițiștii în cadrul biroului investigației criminale Pitești au reținut doi tineri de 25 de ani din orașul Pantelimon sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Astăzi, gemenii vor fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Pitești cu propunere de arestare preventivă.